CSM Dunărea Giurgiu a disputat două meciuri la rând la finalul săptămânii trecute, ambele în deplasare. Vineri a fost o primă întâlnire la Piatra Neamț într-un meci restanță din retur amânat la începutul anului datorită vremii nefavorabile. Ambalistele giurgiuvene veneau după o serie de 4 înfrângeri. Din păcate, nici întâlnirea de la Piatra Neamț nu a adus vreo schimbare în clasament, dar nici cea de-a doua zi cu Știința Bacău. Am avut etapa aceasta, am jucat de fapt două etape legate, un meci restanță cu HCF Piatra Neamț, iar formă etapa normală pe care trebuia să o avem cu Știința Bacău. În meciul cu HCF Piatra Neamț, scorul a fost de 31-19 pentru fetele din Piatra Neamț, iar a doua zi, sâmbătă, Știința Bacău ne-a bătut cu scorul de 33-14. Din nefericire pentru echipa noastră, nu toate sportivele au putut ajunge la aceste meciuri și lotul s-a subțiat la 11 jucătoare din 16. Trebuie să spun telespectatorilor dumneavoastră că câteva fete n-au putut să facă deplasarea din motive personale, simularea de BAC și prezența la facultate. Următoarea etapă handbalistică se anunță un adevărat spectacol. Fetele de la CSM Dunărea Giurgiu vor juca acasă la sala Cionsei Hardy și vor întâlni una dintre cele mai titrate echipe ale diviziei A, pe CSM Slobozia. Pentru sâmbătă avem un meci foarte dificil. Avem un meciul cu CSM Slobozia, echipa care deja matematic este calificată în Liga Națională. Noi vom încerca să facem un meci frumos. Vă invităm la meci, dacă nu pentru noi, să vedeți o echipă care promovează în Liga Națională.